Despre cine aranjează ploile în România, colegii mei au aflat. Și eu acum vă spun secretul. Îl aflăm din următorul reportaj. În baza legii 173, înțeleg că România în sfârșit beneficiază de unități de combatere a căderilor de grindină. Suntem alături de domnul Gheorghe Căunei Florescu. Vă rog să ne spuneți câte astfel de unități există în România și câte vom avea în viitor. Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și cei ce ne urmăresc. Sunt directorul general Căunei în Ministerul Agriculturii, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creșterea Precipitațiilor. Ne aflăm aici la Vrancea, unde astăzi inaugurăm și punem în funcțiune cea de-a treia unitate a căderilor de grindină, Vrancea, Moldova 2. Deci este a treia. Mai avem încă două unde anume? Am început în 2004 cu unitatea de cădere a combaterilor de grindină Prahova și după care unitatea de combatere a căderilor de grindină Iași. E vorba de centrul zonal de la Iași, grupul de combatere Cotnari. Aici, la Vrancea, acum funcționăm cu 4 puncte de lansare pe grupul Panciu, anul 2015. În 2016 vom funcționa cu 7 puncte de lansare. Momentan protejăm în jur de 50.000 de hectare. Care sunt costurile de funcționare a acestui sistem pe un singur punct de lucru? Ce noi evaluăm costurile pe unitate și un leu investit protejează 14. Cam asta este costul. Iar ca și unitate, ca și fenomen de prevenție în continuare, costul este în jur de 10 dolari, de 10 euro pe hectar. Da, câte rachete se lansează într-un an? Este foarte greu să vă răspund câte rachete. Este în funcție de fenomenele care apar. Anul acesta, spre exemplu, la Iași am lansat 145 și am combătut 12 fenomene destul de periculoase. Vă mulțumesc! Cu plăcere! Domnule ministru, ați participat astăzi la inaugurarea unei unități de combatere a grindinei. Avem 3 astfel de puncte. De ce doar atât? E o strategie națională aprobată cu câțiva ani în urmă, pe care o urmăm pas cu pas. Strategia pe 15 ani vizează protecția 2 milioane de hectare. Da, ce am discutat astăzi este să încercăm ca până în primăvara anului viitor să începem pe lângă zona de la Iași, care e funcțională, zona de la Valea Călugurească, la fel funcțională, și această zonă de la Vrancea, care este în curs de implementare, trebuie să crească de la 4 puncte de tragere la 20, să începem cel târziu în primăvara anului viitor și punctul de la Târgu Mureș și punctul de la Craiova. În această toamnă încep investițiile în județul Timiș, unde la fel avem poate cea mai mare suprafață care trebuie protejată la nivel național. Unde se situează România față de celelalte țări din de lângă, da? Vorbim de Bulgaria, de Republica Moldova. Republica Moldova are un sistem de 50 de ani, așa cum ați auzit dumneavoastră astăzi, dar comparativ cu alte state, noi cred că avem în primul rând eficiență și în al doilea rând cred că venim, chiar dacă suntem în urma anumitor state, venim din urmă, pentru că e o strategie pe care și eu încerc să implementez cât mai activ, să spunem așa, să combatem fenomenele extreme. Seceta pe de-o parte, și ați văzut programul de irigații, și pe de altă parte să combatem pierderile pe care le-am avea de pe urma fenomenului de grindină. Apropo de irigații, că tot a spus dumneavoastră mai devreme, ce veți face în acest sens? Pentru că înțeleg că aveți în momentul ăsta un punct critic. Da, suntem într-o dificultate, pentru că mizam foarte mult, așa cum avem strategie pe 15 ani pentru grindină, așa ar fi trebuit să avem și pentru zona de irigație o strategie aprobată prin lege. Legea conferă fermierilor siguranța că că planul de investiții va fi realizat indiferent cum se schimbă guvernarea. Deci nu era, am văzut câteva abordări absolut, cum să spun, nici nu vreau să le cataloghez, ca să nu jignesc pe cineva, că nu știu ce se pregătește, un tun sau ceva de genul ăsta. Programul acesta urma să fie implementat în cea mai mare parte, probabil de guvernarea viitoare. Prima alocare, cea mai mică, era în anul 2016, urmând ca ea să crească, bine, putem să spunem cea mai mică, dar suma este uriașă, 145 de milioane de euro, urmând ca restul să fie implementat de către ceilalți care vor veni sau, mă rog, cei care vor fi din actuala coaliție de guvernare. Dar vreau să mai spun un lucru. Da.
Vreau să mai spun un lucru, prioritizarea investițiilor. Am discutat în comisie și am transmis acolo mai cineva care este rău intenționat sau care n-a participat la comisie sau, nu știu, că a vorbit cineva care nu face parte din Comisia de Agricultură. Acea persoană putea să se intereseze. În comisie s-a discutat un prim principiu și anume, cei care au infrastructura secundară reabilitată sau în curs de reabilitare beneficiază cu prioritate de modernizarea infrastructurii principale. Deci e un lucru foarte clar. Comisia Europeană ne dă bani pentru infrastructura secundară cu condiția să o conectăm la o infrastructură funcțională și de aceea ca să nu pierdem banii europeni. Deci asta e prioritizarea, asta e principiul de bază. De ce absolut un astfel adevărat de program care ține de siguranța națională se împiedică de un vot politic? Pentru că orice lege trebuie aprobată de Parlament, nu? Mai ales când e vorba de o lege organică. Și trebuie ce e de făcut în sensul acesta? Mai avem vreo șansă? Căutăm. E adevărat că suntem într-un impas, pentru că o lege organică nu poate fi discutată decât o singură dată într-o sesiune parlamentară, deci teoretic ar trebui în februarie 2016 să o reintroducem. A doua variantă, ordonanță de urgență, nu poate fi adoptată pe întregul proiect, pentru că e o chestiune de schimbare, regim de proprietate și atunci asta se poate face numai prin lege. Vedem dacă prin ordonanță de urgență punctual, cel puțin bugetul să-l aprobăm și după aceea să vedem cu celelalte aspecte sau căutăm alte soluții. În acest sens vom discuta și cu fermierii. Marți le voi prezenta soluțiile pe care eu le-am identificat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!